Aloe vera este o plantă suculentă caracterizată prin faptul că ajută la îngrijirea pielii și garantează frumusețea într-un timp scurt. Această plantă are vitamine, minerale și antioxidanți care îmbunătățesc aspectul feței. Repară pielea deteriorată, elimină ridurile și semnele de îmbătrânire prematură. Specialiștii spun că aloe vera favorizează producția de colagen deoarece conține o substanță numită alantoină, care are proprietăți regenerative. Alantoina ajută la repararea pielii deteriorate și la stimularea producției de colagen, o proteină care poate elimina ridurile și semnele de îmbătrânire prematură. În plus, are proprietăți antibacteriene, care previne acnea și alte infecții ale pielii, promovând frumusețea acesteia. Pentru o îngrijire eficientă a pielii va fi necesar să tăiați o frunză de aloe vera și cu un cuțit desinfectat să îndepărtați ambele margini ale frunzei. Apoi tăiați cele două margini ale tulpinii. Următorul pas va fi să înmuiați tulpina în apă curată timp de 24 de ore. Acest lucru este esențial pentru a elimina toată aloina din aloe vera, care este o substanță gălbuie și amară care poate irita pielea și este toxică pentru consum. În continuare va fi timpul să îndepărtați complet pielea de pe aloe vera și să o lăsați în apă proaspătă încă două ore. La final, tăiați aloe vera în bucăți mici și depozitați-le într-un vas ermetic de sticlă de la frigider. Deși, înainte de a folosi aloe vera pentru îngrijirea pielii, va fi necesară efectuarea unor teste de alergie, deoarece dacă pielea ta este sensibilă, poate genera efecte averse asupra feței, relatează realitatea.net.